Senatorul Lucian Iliescu și deputatul Marin Anton, doi dintre cei mai cunoscuți politicieni giurgiuveni, și-au anunțat revenirea la PNL Giurgiu astăzi într-o conferință de presă. Se poate spune astfel că cei doi demnitari au revenit acasă, știut fiind cel puțin în ceea ce îl privește pe Lucian Iliescu, că PNL Giurgiu a fost sub conducerea acestuia cea mai puternică forță politică din județ. Este remarcabil că dumneavoastră vin acum în PNL într-un moment dificil pentru organizație. Nu vin să împărțim beneficiile unei victorii, vin să contribuie la obținerea unei victorii. Ori acest lucru, cred că relevă foarte bine momentul, dar și personalitățile celor doi colegi. Eu unul sunt convins că prin venirea dumnealor vom beneficia și de plusul de experiență și de suplimentul de argumente și în această nouă conjunctură PNL are în continuare convingerea că va câștiga bătălia din 5 iunie și pentru ce înseamnă câștigarea primăriei municipiului Giurgiu cu Nicolae Florian, viitorul primar, și câștigarea majorității în Consiliul Județean. Astăzi este o zi importantă pentru prezentul, dar și pentru viitorul organizației PNL din județul Giurgiu. Chiar dacă astăzi este în 13 aprilie, vreau să vă spun că e o zi cu ghinion pentru adversarii și competitorii noștri politici. De ce spun asta? Pentru că astăzi, în 13, prin întoarcerea acasă a domnului senator Lucian Iliescu, un simbol al liberalismului în județul Giurgiu, și a domnului deputat Marin Anton, liberal și om de dreapta prin tot ceea ce face, domniile lor, așa cum a spus colegul meu, nu vin ca să împartă nimic cu noi astăzi, vin ca să mai pună o cărămidă două la construcția unei politici de dreapta, unei politici liberale în județul Giurgiu. Este un moment în care PNL-ul strânge rândurile și asta toată mulțumirea celor doi copreședinți ai PNL-ului de astăzi, domnului Beanu și domnului Ștefan, pentru că au avut o contribuție deosebită la readucerea și tratativele care au stat în spatele acestei veniri, au un merit deosebit. Sper ca să pun foarte tare umărul să câștigăm atât primăria cât și Consiliul Județean pentru PNL Giurgiu, așa încât vorbele sunt mai puțin importante pentru noi, faptele sunt cele care ne vor caracteriza și toate dorințele noastre vor fi transpuse în practică dacă avem fapte deosebite. Am venit cu gândurile frumoase de a da o mână de ajutor la acest Partid Liberal pe care cândva eu spuneam că n-am să-l părăsesc niciodată. Și totuși, în ultima perioadă, datorită tot acestor comportamente avute de cei care sunt la nivel și național, m-au făcut să mă retrag din acest colectiv pentru că nu mă regăseam. Aflați că nu voi candida pe niciun fel de post, de funcții, de... Deci, este mult mai bine să fiu înțeles că n-am nicio dorință de a parveni, dacă vreți să spun așa, să încerc să gândesc așa cum poate vă așteptați. Eu am să sprijin foarte mult pe cei care vor fi candidații noștri. În primul rând, se creonează așa la municipiu primar Floricel, Nicolae Floricel, Florian. Și eu doresc să felicit pe parlamentarii noștri, pe domnul senator Iliescu și pe domnul deputat Marin Anton, pentru oamenii ai faptelor, pentru înțelepciunea de care au dat dovadă în întărirea familiei politice liberale și în municipiul județul Giurgiu. Sunt convins că acum Partidul Național Liberal, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ, se va întări și va demonstra că
trebuie să revină și sunt convins că va reveni pe primele locuri în România și în Giurgiu, în preferințele alegătorilor. Vreau să precizez că în municipiul Giurgiu, Partidul Național Liberal se întărește, nu se dezbină așa cum se lasă impresia. Și începând cu ziua de astăzi, constat că și conducerea Partidului Național Liberal începe să se întărească, începe să se aplece cu expertiza pe care o au conducătorii asupra tuturor problemelor și întăririi unității partidului în prag de alegeri electorale. De asemenea, și pe dumneavoastră, oamenii de media, oamenii de presă din municipiul județul Giurgiu, vă felicit pentru înțelepciunea de care ați dat dovadă să fiți alături la această revenire a celor doi oameni ai faptelor, oameni personalități ale noastre, ale domnului Iliescu și ale domnului Marin Anton. Țin să mulțumesc întregii conduceri liberale pentru ajutorul pe care mi l-au dat până în prezent și care mi-l dau în continuare. Le mulțumesc anticipat. De asemenea, îi mulțumesc domnului primar Lucian Iliescu pentru îndrumarea în realizarea unor obiective care cred eu că sunt necesare și utile pentru giurgiuveni. Chiar la finalul conferinței de presă, Lucian Iliescu și Marin Anton au semnat adeziunile pentru PNL. Urmăriți în detaliu declarațiile participanților la eveniment în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.